Acum, știți care este ironia în toată întâmplarea de acolo? Iuda n-a zis, ce-i cu risipa asta o masă atât de bogată făcută de Marta? Nu puteam noi posti asta și mâncarea noastră să o dăm săracilor? Nu, dar dacă o mâncat el, aia nu-i risipă. Risipă este numai ce nu a ajuns la el. Frați și surori, dacă Iuda ar fi fost preocupat de săraci, ar fi spus, eu în seara asta nu mănânc la cină, iau porția mea de la cină și o duc la săracii care sunt pe stradă. Nu, dar mănâncă. Și sunt oameni care, când toate lucrurile acestea ale lumii le pot aduna ei, atunci nu-i nicio problemă. Numai pe ce nu pot pune mâna ei, aceea este problema. Și Domnul Iisus spune, femeia aceasta a făcut ceva. A făcut atât de frumos încât prin harul lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, oriunde se va predica Evanghelia, se va pune accent pe ceea ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. De ce? Pentru că în închinare i-a dat Domnului comoara ei. În închinare nu i-a dat Domnului rebuturile. Nu i-a dat Domnului ciurucurile. Nu i-a dat Domnului second hand. I-a dat Domnului toată comoara ei. Și când Domnul a spus unde e comoara voastră, acolo este și inima voastră. Unde e inima noastră astăzi? Cu cine ne însoțim? Cu cei care vor să omoare învățăturile Domnului și standardele morale ale Domnului? Cu cei care își bat joc de tot ceea ce este închinare în duh și adevăr? Cu toți cei care umblă în sfințenie și în credincioșie și în ascultare și își bat joc de ei? Și ne unim cu toți cei stricați și cu toți cei nelegiuiți? Sau venim înaintea lui și spunem, Doamne, Tu n-ai spart pentru mine un vas de alabastru. Tu ai dat trupul Tău să fie frânt.